Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Noul serial al lui Halil Brahim Ceyhan a fost anunțat. Frumosul actor și-a arătat deschis noul proiect. Toate detaliile sunt în acest video. Frumosul actor a distribuit o postare cu totul specială și i-a surprins pe toți cei care au văzut-o. Slatercolu va fi foarte surprinsă de această veste. Să vedem ce se întâmplă. După încheierea iubirii lui Sila și Halil, cei doi au început să trăiască evenimente foarte diferite. În timp ce Sila are grijă de teren, Halil face un pas foarte diferit în cariera sa. Frumosul actor Halil Brahim Ceyhan primește oferte de la marile seriale TV. Slatercolu nu primește o ofertă pentru că curtea frumoasei actrițe continuă, iar producătorii nu îndrăznesc să o interpreteze pe Sila în serial pentru că a lăsat serialul la mijloc, dar vedeta ei poate străluci în rolul Meryem Uzerli. Meryem Uzerli a experimentat și evenimente precum Slatercolu. Frumoasa actriță a părăsit platourile din Magnificent Century și producătorii au fost dați în judecată. Deși lui Meryem Uzerli nu i s-a oferit inițial o ofertă, frumoasa actriță a fost atât de apreciată încât ofertele ulterioare au început să se revăze. Sper că cariera Slatercolu va fi așa. Ar fi foarte trist pentru noi să nu-l mai vedem pe ecrane. Halil Brahim Ceyhan călărea pe un cal într-o fotografie pe care a distribuit-o. Arăta atât de frumos în timp ce conducea, ceea ce ne-a făcut să ne întrebăm dacă frumosul actor a jucat într-adevăr într-o dramă de epocă. Frumosul actor m-a făcut să cred că va juca în serialul TV Dirilish Osman. După ce Slatercolu a părăsit serialul, ratingurile serialului Emanet au scăzut foarte mult și lui Halil Brahim Ceyhan s-a temut că cariera lui se va încheia și se spune că va intra într-un serial mare. Deci se spune că seria Emanet va continua, fotografia distribuită de Halil Brahim Ceyhan ne-a derutat. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! La revedere!